programul Vreau să fiu antreprenor a ajuns acum și în Moinești. Ne bucurăm de deschidere și de faptul că am avut o sală plină de elevi, o sală de elevi frumoși, care au venit cu idei inovative vis-a-vis de business-urile pe care vor să le dezvolte și ne-a bucurat faptul că vor să dezvolte pe plan local și vor să dezvolte zona. M-am decis să vin la acest eveniment de antreprenoriat, fiindcă de mult timp mă gândesc la faptul că vreau să deschid o afacere și să nu depind financiar de o firmă. Până acum aveam altă dorință pentru ce vreau să fac în viață, de exemplu, să merg partea de actorie. Și când am auzit în școală de antreprenoriat, m-am gândit că aș putea fi și eu independentă decât să stau mereu după cineva și să beneficiez de talentul meu. M-am bucurat foarte tare faptul că sala a fost foarte dinamică. Tinerii au vrut să știe foarte multe despre cum am început, cum am făcut față eșecului, de unde am luat partea de finanțare, cum am trecut de la un business mic la unul mai mare, care sunt planurile de viitor și cum putem să ne sprijinim între noi, antreprenori, în așa fel încât să creștem împreună. Cred că faptul că se gândesc doar pentru a crește împreună este un lucru extraordinar pentru România și sunt pași frumoși pe care împreună cu Rebele îi facem și prin Rebele pentru ca România noastră să devină România pe care o visăm și România copiilor noștri. Am fost foarte fascinată și chiar mi-a dat și lacrimile pentru că tot ce am văzut și am auzit, am trăit, m-am regăsit și îmi place la nebunie când simt asta și mă simt într-o conexiune. Fiecare dintre ei a pornit de jos și acum să-i văd în față vorbindu-ne așa, asta m-a impresionat foarte tare. Înainte eșecul era mai mult financiar, nu ceva 100% profesional, adică primul lucru care îmi venea în minte era falimentul. Faliment și toate astea. În fine, noi la educația antreprenorială cam asta discutam. Orice discuție la noi ducea, faliment, îți pierzi casa, mașina, o să ajungi la închisoare. Deci, și eram așa, orice afacere aș începe, o să ajung la faliment și o să mor în închisoare sau cum vine asta, ceva gen. Acum, sincer, mi s-au deschis ochii oarecum că, într-adevăr, banii poți lua din alte părți, poți face rost de bani și nu e nevoie să investești extrem de mulți bani într-o afacere. După cum se spunea, poți să vinzi creier. Mi s-a părut că a fost un eveniment reușit. A avut un impact destul de puternic, având în vedere că foarte multă lume a răspuns la întrebări. Oamenii s-au implicat în discuție, că au pus foarte multe întrebări în primul rând. Speakerii au fost foarte deschiși. Nu s-a bazat această activitate doar pe un discurs, pe un monolog, să zic așa, ci a fost mai mult o conversație într-un mediu non-formal și chestia asta chiar prinde. Au fost 2 ore investite foarte, hai să zicem, profitabil, dacă vrei, din punct de vedere antreprenorial. Au fost 2 ore pe care eu le consider cu plus de valoare. Au fost 2 ore în care ne-am dezvoltat toți și pe care le-aș repeta la infinit, dacă aș putea, pentru că energia cu care am plecat de aici și cu entuziasmul cu care plec, cred că m-a încărcat pe următoarea perioadă.